Salutare lume, în acest videoclip am să vă arăt cum se rebobinează un difuzor ars. Așa, deci la prima vedere conul e puțin deformat, dar nu deranjează. Așa, dacă apăs pe difuzor, vedeți, se aude membrana, se aude înăuntru cum cârâie. Uitați aici și magnetul. Deci bobina, după părerea mea, cred că are 2 inci. Magnetul ăsta e cât un CD-ul. Difuzorul ăsta, oricum, e unul destul de mare, are 46 de centimetri. Deci pe 18 inci. Am să-l curăț puțin, așa am să dau cu cârpa ca să arate mai bine. Acum că tot am fixat și telefonul, am să iau o cârpă și am să șterg. Acum l-am șters și eu cât de cât. Uitați, cam așa arată. Prima dată am să încerc să îndepărtez calota din centru, pentru că vreau să văd bobina dacă e negrită sau dacă ceva. E posibil să fie o defecțiune simplă și să aibă numai un terminal întrerupt, dar nu cred. Așa, am să încerc să-l dizlipesc ușor, ușor. Uitați, deci am cu o șurubelniță din asta așa subțire. Am să dizlipesc calota. Doar că e lipită bine. E destul de dificil. Cred că cel mai bine ar fi să încerc cu lama de cutter. Până la urmă am să fac treaba în stilul ăsta. Din cauza că este foarte dificil să îndepărtez calota asta cu dizlipire și cred că cel mai bine este să procedez cu o lamă de cutter. Vedeți și voi cum se rupe. Deci n-am reușit să recuperez calota întreagă, din păcate. Deci cam așa arată. Am să o pun deoparte. Uitați cum arată aici partea din interior. Asta e, oricum trebuia să disfac calota, pentru că altfel n-aveam cum să umblu. Uitați cum facem. Deci cam așa. Acum am să disprind marginea asta de aici. Așa. Să vedem dacă iese cumva. Am să bag o șurubelniță din desubt. Operațiunea este destul de dificilă, deja o crăpat aici pânza. Acum e mai ușor să le iau din partea asta, pentru că oricum difuzorul nu a fost lipit uniform. Deci acum am detașat membrana complet de șasiu. Acum a doua este asta de sub de aici, vedeți? Spider-ul.
Mă să văd la Spider cum se procedează. La Spider aici văd că are o grămadă de lipici. Așa. Deci lipit foarte bine, am să renunț să-l dizlipesc, am să-l tai direct așa roată. Acum am detașat și spider-ul. Am să dizlipesc pielile astea de aici, de la intrare. Uitați și voi cum arată bobina. Așa. O să trebuiască să elimin toată sârma asta care a rămas înăuntru. Vedem acum cu ce îl scot de aici. Și acum, după ce am eliminat sârma, totuși cred că a mai rămas ceva înăuntru. Nu, am eliminat toată sârma. Așa vedeți aici. Deci sârma care o a avut-o înainte este de, după cum mi-apare mie, de 1 mm. Așa. Deci, dacă stau să mă uit mai bine la bobinajul vechi, vedeți și voi, deci a fost trecut cu bobina odată înainte-înapoi, deci 4 straturi. O să trebuia să-l bobinez tot la fel, în 4 straturi. Acum am găsit materialele, uitați, ca să nu se modifice bobina, am folosit un dop de 50 din ăsta de scurgere și
Pentru bobinaj am să folosesc sârmă din asta, e exact aceeași grosime, uitați aici, dacă nu mi-ajunge am să adaug, am să las pentru adaus. Prima dată am să încep partea asta, am să îl prind cu band izoler undeva ca să -mi stea într-un loc. Deci acum am pregătit bancul de lucru. Așa, am să folosesc lipici din asta mamut, că nu am altfel, uitați aici. Bana l-am scăpat și dintr-o dată, dar nu e problemă, că îl întorc înapoi, uite așa. Uite așa. Deci acum am să-l dau înapoi pe poziția care a fost și am să vin frumos cu sârma așa. E destul de greu bobinajul ăsta. Deci până la urmă am reușit să-l bobinez, l-am bobinat manual la mână din cauza că la mașina aia ce am făcut eu mai înainte mergea prea repede și n-am reușit, așa că am ales să o fac la mână, uitați cum arată. Acum am fixat membrana, vedeți și voi, l-am băgat aici cu bucata asta de hârtie, așa de spațiu este foarte mic, exact cât hârtia asta, așa. Uitați, aici am lipit firele de la intrare. Așa. Acum am să lipesc spider-ul. Am să folosesc silicon cald pentru lipire. Acum sunt curios să văd ce impedanță am la acest difuzor. Ia să vedem. Uitați impedanța difuzorului, 2,4 ohmi, aceasta e impedanța lui acum, da, acum am să lipesc partea de jos. Acum am lipit difuzorul, uitați aici de subt am pus cu lipici din ăsta, cu, uite așa. Aici jos e alt tip de lipici care durează mai mult să întărească. Am lipit firele, vreau să îi fac o probă. Acum după ce am bobinat difuzorul, l-am lipit tot frumos aici cu aracet. Așa, aici am lipit cu silicon. Acum am să-i fac testul de putere. Semnalul am să redau prin acest mixer, de pe acest laptop, uitați și melodia. Deci volumul este dat la maxim laptop aici, nu?
Așa, puterea este de pe acest kit, de pe partea dreaptă, uitați, firul galben, aici este conectat difuzorul. Am pus instrumentul ăsta de măsură, care mi-arată puterea. Acum am să-i dau drumul la melodie. Deci încă nu l-am dat la maxim. Vreo 30 de grade, deci nu s-a încălzit chiar foarte tare, numai că difuzorul ăsta, neavând cutie, bobina atinge la fundul magnetului aici, deci este, bobina e mai lungă decât ar trebui, dar nu e așa făcută, deci dacă ar fi să pun difuzorul pe o cutie, n-ar mai atinge în spate.